Bine te-am regăsit! Sunt Loredana Lati și coach pentru femei de acțiune. Și așa cum am promis în seminarul din 6 martie, voi răspunde la fiecare întrebare la care nu am avut timp să răspund atunci datorită faptului că am fost foarte mulți, peste 700 de persoane. Dar eu acum echipa mea le-a cules de pe chat și continuăm răspunsul. Așadar, următoarea întrebare este: cum să scapi de gândurile negative? Cum treci de convingerile negative? Ana ne întreabă. Ne întreabă și Roxana. Cum poți să treci de convingerile negative? Dragă Ana și dragă Roxana, în primul rând, identifică-le. Este primul pas. Identifică-ți acele convingeri negative pe care le ai, care de fapt convingerile negative sunt niște gânduri spuse foarte des, dar în timp au căpătat cumva valoarea de adevăr absolut. Nu există adevăr absolut, dar în fine. Primul lucru, ia un pic și o foaie și scrie-le pe hârtie. Scoate toate acele gânduri negative pe care le ai, acele convingeri care te limitează. Pune-le pe hârtie. După ce le-ai pus pe hârtie, mai ia o coală de hârtie și scrie în dreptul fiecărui gând negativ, scrie o convingere nouă pe care ți-o dorești. De regulă, ca să fie mai simplu, este opusul celui negativ, astfel încât să iasă pozitiv. Este chestie de antrenament. După care, după ce ai făcut acest lucru, în momentul în care te trezești că vorbești, noi cu cuvinte scoatem foarte multe din convingerile noastre. Și în timpul acestui video poți să sesizezi ce convingere am eu, pentru simplu fapt că le scot pe gură. Le spun sub formă de cuvinte. În următoarea perioadă, fii foarte prezentă în viața ta și sesizează atunci când ai scos pe gură, când ai rostit cuvintele, care de fapt sunt aceste gânduri negative, care sunt aceste convingeri negative. Și imediat, dar imediat, înlocuiește-le cu cea pozitivă. De exemplu, dacă te trezești spunând într-o discuție, poate cu tine sau poate cu cineva, da? Te trezești având un dialog de genul: of, firar să fie, iar am greșit, nu sunt în stare de nimic. Da? Sau sunt o proastă. Cum am putut să fac lucrul ăsta? Da? Gânduri de acest gen. Imediat, cum ai scos pe gură aceste cuvinte, spune stop, poți să spui cu voce tare. De fapt, sunt în stare de foarte multe. Și schimbi poziția corpului, tragi umerii pe spate, ridici fruntea, ridici privirea și spui stop. De fapt, sunt în stare de foarte multe. Sau stop, sunt deșteaptă, sunt capabilă, pot. Și ai să vezi cum ți se schimbă tonalitatea, ți se schimbă postura corpului, ți se schimbă interacțiunea cu persoana din fața ta. Poate persoana din fața ta nu va înțelege exact ce faci, eventual îi poți explica. Dacă nu, tu continui alergarea ta. Pentru că este vorba de călătoria ta. A ta cu propriile gânduri negative. Și asta, prin obișnuința cea nouă de a le înlocui, încetul cu încetul cele vechi vor dispărea. Este pur și simplu de la sine. Înlocuiești un comportament cu un alt comportament și se face într-un mod armonios și simplu. Sper să-ți fie de folos. Eu sunt sigură că da. La mine a funcționat beton. Cristina mă întreabă: cum pot să spun nu? Da, pentru mine personal a fost o provocare imensă. În general, oamenii care nu pot să spună nu sau le este greu să spună nu, joacă un rol de salvator pentru ceilalți. Nu avem noi timp acum să vorbim despre roluri, dar vom vorbi în alte ocazii mai mult despre cele trei roluri: salvator, persecutor și victimă. Și al patrulea, idealul de atins, cel de adult, dar data viitoare. Până atunci însă, dacă întâmpin dificultăți în a spune nu, înseamnă că ai niște frici în spate, probabil. Înseamnă că ai niște gânduri care nu-ți dau pace. Dacă spun nu, se supără pe mine, dacă se supără pe mine, mă părăsește, mă abandonează. De fapt, e vorba de niște temeri de ale tale. Și este posibil ca încetul cu încetul acele temeri să devină realitate. Chiar dacă tu spui nu, culmea, ele de fapt oricum se împlinesc. Pentru că nu constau doar în simplu a spune nu. Pe de o parte, de fapt, tot ce faci, amâni o situație care oricum se va întâmpla. E vorba doar că o amâni. Prin amânare știi ce se întâmplă. Pierdem energie, pierdem timp, pierdem feedback valoros, pierdem călătorie, pierdem transformare. Suntem cumva blocați, rămânem cumva blocați într-un ceva. Bun, ce poți să faci?
În primul rând, să identifici acele situații în care îți este greu să spui nu. Ia hârtia, ia pixul, binecunoscutul pix și binecunoscuta hârtia, ia-le și scrie acele situații, descrieți acele situații în care ți este greu să spui nu. Vei, inevitabil, vei descoperi un numitor comun la ele. E, acel numitor comun este zona ta de dezvoltare. Acel numitor comun te ajută pe tine să mergi mai departe. Să înțelegi de fapt unde este blocajul și care sunt pașii spre a reuși să spui nu. Pentru că vei spune un nu autentic, un da autentic, numai după ce reușești să spui nu. Sună într-un fel? Da, probabil că da. Ideea este foarte simplă. După ce ai luat pixul și ai descoperit acele situații, ai găsit numitorul comun, sesizează ce este acolo, despre ce frică este vorba. Am mai vorbit într-un video despre frici, despre emoții și începe pașii de acolo. Sau orice pas este potrivit pentru tine. Identifică frica și pune în loc ceea ce îți dorești tu să ai, de fapt. O viață trăită cu frică, nu știu, fiecare alege. Eu aleg să nu. Eu aleg să trăiesc o viață fericită, o viață împlinită. E, chiar m-a întrebat cineva aici, Roxana, cum să te menții focusat și motivat? Cum să te menții focusat și motivat? Foarte simplu, foarte simplu. Pun pariu că dacă există o situație în viața ta în care ai fost focusată și motivată, în momentul în care ai fost aliniată cu ceea ce îți doreai tu. Dacă ceea ce îți dorești este important pentru tine, dintr-o dată îți găsești focusul și motivarea. Dacă nu este importantă, probabil că vei face foarte multe lucruri de amânări. De asemenea, să fii foarte atentă la convingerile pe care le-ai, cum vorbeam mai devreme, și la acel cum să spui nu, spus de mai devreme de Cristina. Gândește-te că cu fiecare da pe care îl spui în momentul în care nu vrei, pierzi o șansă extraordinară pentru tine de a lucra cu tine și, într-adevăr, de a deveni o sursă de inspirație pentru ceilalți. Așa și cu focusarea. Îți pierzi din focusare. Este foarte simplu și te poți antrena, de exemplu, în fiecare zi, câte 5 minute, să te uiți fix la o lumânare care arde, de exemplu, pentru a-ți antrena focusarea. Indiferent ce gânduri îți vin, mie mi-a fost greu, recunosc. Până la urmă mi-a ieșit, dar mi-a fost greu. Hai să sesizezi poate și tu. Și până la urmă totuși vei reuși să rămâi focusată. De ce? Pentru că vei reuși să-ți educi gândurile, să-ți educi acea nebunie, acea turbulență din propriul cap, astfel încât să rămâi focusată pe acea lumânare. Eu îți doresc succes! Sorina, cum să îți urmezi vocația? Chiar așa, cum? În primul rând, e foarte important să știi care este vocația. Și aici consider că mulți dintre noi habar n-au. Habar n-au ce le place să facă, habar n-au în ce sunt foarte buni, habar nu au care le este unicitatea din interiorul lor, care le este genialitatea, ce lucru pot să facă numai ei extraordinar de bine. Probabil că foarte mulți nu știu. Așadar, primul pas este să identifici care este vocația ta, ce-ți place. Și aici sunt tot felul de întrebări pe care ți le pot pune, de genul, îți place să stai cu oamenii sau îți place să stai cu aparatură? Îți place să te uiți mai mult la detalii sau îți place mai mult privirea de ansamblu? Îți place mai mult să identifici anumite riscuri sau îți place să acționezi? Depinde de tine. Așadar, identifică de fapt ce-ți place, care ți este acea vocație. Și din tot ce ai făcut până acum, sigur ai descoperit ceva ce-ți place. Este posibil să știi mai bine ce nu-ți place. E foarte, foarte valoroasă și această informație. Ce nu-ți place te ajută și te conduce la ceea ce-ți place. Pe regulă este opusul. Așadar, după ce ai descoperit vocația, devine foarte simplu să faci pași de acțiune. Fă primul pas, unul mic de bebe, că după aceea îți va veni și motivația. Lucrurile se întâmplă de la sine atunci când ești aliniată, când ceea ce gândești egal cu ceea ce simți, egal cu ceea ce faci. Cati mă întreabă, Loredana, cum de reușești să fii mereu fericită? Da,
Da, reușesc pentru că mi-am acceptat zonele mele de umbră, mi-am acceptat zonele mele în care mai am de lucrat. Mi-am acceptat de asemenea zonele mele strălucitoare, mi-am acceptat genialitatea mea, am acceptat ceea ce sunt de fapt. Și nu mai am conflicte în interiorul meu. Nu mai zice o parte din Loredana, zice hăi și cealaltă parte zice cea. Și căruța nu se știe unde se duce. Nu. Acum lucrurile sunt cumva aliniate. Nu spun că nu este tot timpul, dar mulțumesc Dumnezeu, din ce în ce mai mult îmi iese mai bine. Pentru că mă antrenez. Mă antrenez în fiecare zi. Ceea ce te invit și pe tine. Să te antrenezi în fiecare zi. Să faci lucrurile care îți plac. Să stai cu oamenii cu care te simți bine. Să citești cărțile care îți fac ție plăcere. Să conduci mașina care îți place ție. Să ai jobul care îți place și așa mai departe. Să fii atentă la tine, de fapt să trăiești în prezentul tău. Paula, dați-vă rog un exemplu concret al unei persoane care a reușit să schimbe viața. Cum a făcut? Și multe semne de exclamare. Probabil că cel mai autentic exemplu pe care l-aș putea da este exemplul meu. Eu așa am reușit, am lucrat cu mine. Și văd că numitorul comun este același al persoanelor care vin în procesul de coaching, fie că vin ca și clienți în sesiuni individuale sau în sesiuni de grup. Asta fac și ei și au succes. Asta fac. Acționează, în primul rând identifică, după care acționează și lucrează cu ei înșiși. Au renunțat la a lucra cu ceilalți, a schimba pe ceilalți, a modifica pe ceilalți. Nu. Lucrează cu propria persoană. Cum? Fiecare în ritmul său, fiecare în felul său unic, fiecare cu pașii proprii de acțiune. Este adevărat că este mai ușor să fii însoțit de cineva. Este mai ușor să fii alături de cineva în această călătorie, dar la fel de bine poți să o faci singur. Doar că cu cineva este mai rapid și mai eficient, poate. Dar la fel de bine poți să o faci singur prin cărți, prin persoane, prin diverse lucruri. Și cred că e ultima întrebare de la Adina. Nefericirea este genetică? Nu! Nefericirea nu este genetică. Nefericirea este un comportament pe care l-am învățat. Pur și simplu l-am învățat și l-am antrenat. Și pot să spun un secret, Adina. Sunt oameni care sunt dependenți de nefericire și creează contexte în viața lor în care să fie nefericiți, tocmai pentru a-și reconfirma că nefericirea este de la Univers, nu o poți schimba, ți-a dat-o Dumnezeu, e ca o povară, te-ai născut cu ea. Nu e adevărat. Nu este adevărat. Fericirea este un lucru care se învață. Care se învață și se răsînvață. Este un lucru care se antrenează, este o emoție pe care tu o antrenezi în fiecare zi, orientându-te la ceea ce ai deja și la lucrurile extraordinare pe care le faci. La acel diamant din interiorul tău. Dă-ți voie să-l descoperi. Și să vezi că nefericirea nu-și mai are locul. Ok? Sunt multe. Sunt multe, dar asta este. Timpul la fel este limitat. Eu îmi doresc să ne vedem în turneul pe care îl fac, acest turneu național de dezvoltare personală și îmi doresc să fii acolo, să creștem împreună, să-ți găsești soluții la toate provocările pe care le ai, pornind din interiorul tău soluții, foarte important, nu din exteriorul tău. Și pentru mai multe detalii, eu te aștept pe www.credsimtacționez.ro. Până atunci te îmbrățișez cu mare drag și te sărut dulce.